Cristi Borcea ar putea să devină în curând tată pentru a opta oară. Valentina Pelinel, mama celui de-al șaptelea urmaș, se arată dispusă să-și mărească familia. Mai ales acum când lucrurile încep să se așeze între ea și fostul acționar al lui Dinamo. Valentina locuiește în casa lui și se ocupă și de o parte dintre afacerile puse pe picioare de el. În plus, au arătat lumii că formează un cuplu la botezul lui Milan, când Cristi Borcea a reușit să iasă din închisoare. Milan Cristian este miracolul cu ochii albaștri și cârlionți blonzi care a adus liniștea în sufletul Valentinei Pelinel. Cu tati seamnă. Seamnă și cu mami, normal, dar mai mult cu tati. E foarte agitat, după cum bine vezi, și e foarte fericit de mult. Nu-i place foarte mult gălăgia, nu pentru o lungă perioadă de timp. În schimb, îi place să fie tratat ca un prinț. Cele trei bone sunt pe urmele lui tot timpul, ca să-i facă pe plac. A fost prima ieșire în public pentru Milan, un eveniment la care mama lui a invitat sute de copii. Iar peste o săptămână îl mai așteaptă o petrecere. De 8 iunie, când împlinește un an, o să petrecem în familie, așa cum se cuvine. Adică o să-l servăm acasă. Acasă a avut loc și petrecerea de botez. Pe 1 mai, Cristi Borcea a reușit să iasă din închisoare după mai bine de un an ca să-și creștineze fiul. Știi cum a fost? Cum nu s-ar fi așteptat nimeni, pentru că Milan s-a comportat față de tatălui ca și cum numai cu el ar fi stat. Nu mai era el în brațe vroia, numai tata zicea și până astăzi mai cu poza lui stă tot în mână toată ziua. Minune de la Dumnezeu, zic. Vezi tu că sângele apă nu se face. La botez, Valentina și Cristi Borcea au apărut pentru prima dată ca un cuplu. Nu cred că am lăcrimat. Era așa o emoție foarte mare, pentru că știam că o să plângă când îl bagă în cristelniță și exact așa s-a întâmplat. A fost foarte cu minte toată slujba. În momentul cristelniței a început să plângă. Și ce să mai plângem noi, că eram un pic tensionat să vedem ce se întâmplă cu el, așa că... Da, s-a calmat repede. Băiatul ar putea să aibă în curând și alți frați. Lui Cristi Borcea îi plac mult copiii. Are numai puțin de 7. Iar Valentinei nu este teamă de kilogramele în plus. A revenit rapid la formele cu care a cucerit podiumul în anii trecuți. Normal că mi-aș mai dori. Acum, dacă e voia Dumnezeu să mai avem copii, o să-i avem. Că să uite ce drăguți sunt. Am dat aproape toate kilogramele în 5 luni, în perioada cu alăptatul. Că nu prea dormeam, alăptam și asta a contribuit foarte mult. În ceea ce privește cariera, Valentina a lăsat deoparte modelingul și se ocupă de o parte dintre afacerile lui Cristi Borcea. Nu este însă ușor fără sprijinul omului iubit. Sunt bine, sunt foarte bine. Evident că în viața fiecăruia sunt greutăți și de multe ori nu mai eu știu ce e în sufletul meu, dar asta e ceva normal, face parte din viață. Nu poate să fie totul lin și roz, că altfel n-ai mai aprecia ce e bun și frumos. Cum, pupia?